Pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să aibă mai multe șanse de angajare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu organizează programe de formare profesională, prin care șomerii își pot crește și diversifica competențele profesionale. De la începutul anului 2016, 93 de persoane au participat la cursurile de comunicare în limba engleză, inspector resurse umane, operator introducere validare prelucrare date, lucrător în comerț și lucrător în structuri pentru construcții. Cursuri de inițiere, avem un curs de contabil, de perfecționare, curs de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă și de formator, iar curs de specializare, avem curs de barma preparator și de stivuitor. Cursuri de calificare și recalificare sunt în diverse meserii, pe număr câteva: agent de securitate, babysitter, bucătar, cofetar, tâmplar, parchetar, dulgher, electrician, constructor, lucrător în comerț, ospătar, patiser, sudor și multe altele. Aceste cursuri sunt organizate în mod gratuit pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenție, șomeri indemnizați și neindemnizați. Înscrierea la cursuri se face pe baza recomandării emise de Compartimentul de Informare și Consiliere privind cariera, în baza unei cereri însoțită de o serie de documente. Act de identitate, original și copie, certificat de căsătorie, dacă este cazul, certificat de naștere, acte de studii eliberate în condițiile legii, actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice. Pe tot parcursul acestui an, AJOFM Giurgiu va organiza 50 de programe de formare profesională la care vor participa aproximativ 700 de persoane.